Acum câțiva ani am avut un Google Nexus One de la HTC și pe el am avut o husă Casemate TUF. Husă care pot să vă zic sincer că mie mi-a plăcut foarte mult. Așa că acum pentru iPhone-ul meu 6 Plus am decis să intru pe site la Casemate și să caut această husă. Și da, surpriză! Aleluia, aleluia, aleluia. Am reușit să o găsesc și n-am putut să mă abțin, a trebuit să o am, a trebuit să o comand și asta am și făcut. După ceva sub două săptămâni, husa mi-a ajuns, a trebuit să merg la poștă să o iau pentru că așa Amazon o trimite direct acasă și am decis să-i fac un unboxing și un review și să văd dacă seamănă această husă cu husa pe care am avut-o acum 5 ani pe Nexus One. În pungă găsim husa și factura de care eu nu am nevoie, așa că am făcut metoda Denis și cu cutia am făcut metoda Denis, am lăsat și sunetul ca să vă bucurați și voi de el. În cutie aveam husa, cred că trebuia să fie și o folie, dar n-am găsit-o. Și da, husa aceasta se simte la atingere ca și cea de Nexus One, lucru care pe mine mă bucură foarte mult. Materialul dinăuntru nu seamănă cu cel de la Nexus One. La Nexus One era un cauciuc cauciucat, în schimb la iPhone 6 Plus este un cauciuc plasticat, se aude și la sunet diferența. Și se și vede, desigur. În partea stângă avem butoanele de volum și cel de silent. Jos, găurile pentru încărcător, microfon și jack. În dreapta, butonul de power. Iar pe spate avem o gaură exagerat de mare pentru cameră și blitz. Pot să vă zic, nu are nicio problemă, blitzul funcționează perfect. Designul s-a schimbat un pic la husă, nu mai are aceste două dungi, dar în 5 ani mă gândesc să avem o evoluție, e normal. Cum se pune telefonul în husă? Foarte simplu. În primul rând dai jos husa veche, în al doilea rând cureți husa nouă, în al treilea rând bagi telefonul în partea de cauciuc, iar în al patrulea rând pui partea de plastic peste partea de cauciuc. Foarte simplu, foarte bine gândit, foarte bine executat. Telefonul funcționează perfect, nu are nicio problemă și ce-mi place la husa asta, stratul de plastic apără la căzături și stratul de cauciuc absoarbe șocul. Mie asta îmi place foarte mult și de-aia recomand o astfel de husă. Vedeți aici, toate porturile sunt acoperite bine, camera nu se va mai atinge de masă și totul arată foarte bine. Acum avem și designul acesta ridicat, n-am nicio problemă cu folia mea de sticlă și putem să și scăpăm telefonul pentru că acesta nu va păți nimic, teoretic. Nu și practic, nu știu, nu l-aș scăpa intenționat. Oricum, cam asta e husa. Casemate TUF se găsește pentru multe alte device-uri, nu doar pentru iPhone. Eu am varianta de 6 Plus, se găsește pentru iPhone-ul 6, 6 Plus, 5, 5S, Samsung-uri și așa mai departe. Nu uitați să apăsați like, share, subscribe. Eu sunt Denis și sper că v-a plăcut acest scurt video despre husa Casemate TUF. Nu uitați să apăsați like, share, subscribe. Vă mulțumesc, la revedere!